Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Astăzi am o întrebare pentru tine. Consider că știi să te îmbraci? E bine, după părerea mea, definiția unui om care știe să se îmbrace este următoarea. Un om se îmbracă bine atunci când e capabil să arate bine în mai multe stiluri, nu doar în unul singur. Dar indiferent de stilul pe care îl alegi sau care te reprezintă cel mai bine, există anumite greșeli universale pe care dacă le faci, nu contează ce haine pui pe tine, vei arăta nașpa. Astăzi vreau să vorbim despre 5 motive pentru care te îmbraci prost și nu contează cât de scumpe sunt hainele pe care le porți, dacă faci aceste greșeli, vei arăta rău. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul motiv este că te îmbraci ca să impresionezi pe alții. Te îmbraci cu haine pe care scrie logo-ul cât se poate de mare ca să vadă toată lumea cât de scumpe sunt hainele pe care le porți. Nu am nimic împotriva hainelor de firmă, hainelor scumpe, pentru că poate unele chiar își merită banii și sunt făcute din materiale de calitate. Nu-mi plac hainele pe care e imprimat logo-ul mult prea mare și dacă cumperi și porți astfel de haine, asta spune ceva despre tine. Sunt de acord să cumperi haine scumpe pentru că te simți tu bine în ele, nu pentru că o să observe alți oameni. Un design minim, un logo aici pe piept mic și e perfect, dar nu ceva care să țipe după atenție. Aia nu e de bun gust. Al doilea motiv pentru care te îmbraci prost este că o lași pe mami să-ți aleagă hainele la 20 de ani. Am să spun acum o lege nescrisă, dar care ar trebui scrisă, și anume, dacă ai peste 12 ani, nu mai lăsa pe maică ta să-ți aleagă hainele. În primul rând, nu trebuie să o lași pe maică ta să-ți aleagă hainele, pentru că ea o să aleagă haine cu 2 numere sau 3 numere mai mari ca să-ți vină și peste 2 ani. Pe lângă asta, cel mai probabil nu e la curent cu ce se poartă în prezent și ce arată bine acum, ci cu ce se purta acum vreo 10-15 ani. Totuși, să fie clar, ce se poartă în prezent nu arată întotdeauna frumos și asta ne duce la al treilea motiv pentru care te îmbraci prost. Urmezi toate trendurile. Ce arată bine pentru mine sunt lucrurile care au trecut testul timpului, și anume simplitatea, culorile îmbinate cu cap și obiectele vestimentare care s-au purtat din totdeauna. Aproape toate designurile noi de haine nu vor trece testul timpului. Oamenii nu le vor mai purta peste 10, 20, 30 de ani. Dacă alegi să porți ce s-a purtat din totdeauna, lucruri care au arătat bine și acum 50 de ani și vor arăta și peste 50 de ani, vei arăta bine întotdeauna, dar dacă alegi să porți ce e la modă anul ăsta, vei arăta bine doar anul ăsta. Al patrulea motiv pentru care te îmbraci prost este că nu porți accesorii. Uită-te la toți actorii de film, toate vedetele considerate de opinia publică îmbrăcate bine. Absolut toate poartă accesorii, poartă un ceas la mână, poartă un inel, poartă o brățară, ceva. Gândește-te la accesorii ca la globulețele din Brad. Fără ele, Bradul arată gol. Dacă mă întrebe bine, eu aș da cei mai mulți bani nu pe tricouri, nu pe pantaloni, ci pe accesorii. Pe un ceas, de exemplu, pentru că ceasul nu intră la apă și nu trebuie să-l bagi la mașina de spălat. Dacă îl întreții și ai grijă de el, poți să-l porți bine mersi și peste 20 de ani. Asta spre deosebire de un tricou care, oricât de scump ar fi el sau oricât de bune ar fi materialele din care e făcut, nu va ține mai mult de 2-3 ani. Intră la apă, se decolorează și așa mai departe. Dar un ceas, o brățară, un inel, un colier atrag atenția și te țin mult mai mult. Și al cincelea motiv pentru care te îmbraci prost este că porți prea multe culori și prea multe modele. Trebuie să-ți formezi ochiul pentru a alege culorile care se potrivesc între ele, pentru că pur și simplu unele culori nu merg unele cu altele. De asemenea, prea multe culori și prea multe modele pot deranja la ochi, de aceea poți combina maxim 3 culori și 3 modele în aceeași ținută. Lasă un like dacă vrei să fac un video despre combinațiile de culori și de modele care funcționează cel mai bine împreună într-o ținută. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa pe butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în acea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și mâna data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!